Doamnelor și domnilor, bună seara! Și bun găsit la Flash Monday! Astăzi este ziua tuturor corporatiștilor, a oamenilor mereu pe fugă și a celor tare, tare ocupați. Adică ziua noastră a tuturor, nu? Mănânci covrigi? Nu prea, dar când am ocazia, îmi fulec cu mare plăcere. E, află că astăzi e ziua internațională a covrigilor și tind să cred că tare multă lume a celebrat-o. Dacă spui așa, eu sunt sigur că s-au mâncat și cu mai mult poftă. Mă rog, să știi că unul cu susan chiar ar fi bun. Calduț așa? Da. Mă gândeam eu că îți fac poftă, dar nu uita de competiția noastră la proba costumului de baie. Nu te ții de treabă, pierzi și eu câștig. Bine, oricum eu câștig, da. Hai mai bine să vedem titlurile. Aha! Of, nu mai poate omul să aibă o poftă, că îi tai tu tot cheful. Păi și eu-s la fel. A fost eveniment mare la cinema, iar vedetele s-au înghesuit la film Secretul lui Zorilo. A fost o peliculă mult așteptată. Vedem imagini de la lansare la Flash Monden. Laura Cosoi este o graviduță norocoasă, fără grețuri, fără probleme, mai are doar o lună până naște și nici nu știe cum a trecut timpul. Veste bombă în showbiz, Rihanna și ASAP Rocky s-ar fi despărțit după ce el a înșelat-o pe artistă tocmai cu o româncă. Aflăm toată povestea la Flash Monday. A plouat pur și simplu cu vedete la lansarea filmului Secretul lui Zorilo. Actor de marcă, dar și vedete din showbiz au venit cu micul mare la premiera filmului regizat de Robert Eugen Popa. Distribuția e de zile mari. Nici graviduța Laura Cosoi nu a lipsit. Ce să mai, aglomerație mare de talente și lume bună pe metru pătrat. Am fost și noi acolo să luăm pulsul lumii cinematografice de la noi. Ceea ce am să vă spun are să vă cutremure. Neamul nostru e în mare cumpănare. Cât de cât? Din 22 aprilie a intrat în cinematografe prima parodie românească despre daci și romani. Filmul Secretul lui Zorilo, regizat de Robert Eugen Popa, are o distribuție de zile mari. Parodia are ca protagoniști pe Alin Pang, Sandu Pop sau mega cunoscutul Vărsăndel, Iulian Ilinca, Cosmin Sele și Laura Cosoi, Lora, Dana Săvuică, Florin Busuioc, Gabriel Coveșanu, Naia Alexandru și Dorian Popa. Prin urmare, la premieră am dat nas în nas cu artiști de calibru, dar și cu vedete de primă mână din showbiz. Este un film plin de umor, cu siguranță cei care vor veni în cinematografe se vor bucura foarte mult și vor râde foarte mult. Dacii dețin secretul suprem, adică ei au chiar și dacovizoare, adică televizor. Ei aveau de toate, credeți-mă. Noi credem că am făcut un lucru mare astăzi, credem că Secretul lui Zorilo va fi pe placul oamenilor, o comedie istorică, o nemaifăcută. Secretul meu a ieșit la iveală. Am și eu un mic rolișor mic în filmul acesta. Cred că am făcut o impresie foarte bună pentru că regizorul m-a făcut vrăjitoare. Filmările pentru Secretul lui Zorilo au avut loc în vara anului 2021 la Giurgiu-Băi, în județul Hunedoara. Pelicula s-a filmat în doar 15 zile. În vremea aia noi am prins vreme bună, o perioadă foarte scurtă, după care a început să plouă rău. Noi suntem o gașcă de câțiva ani și facem filme așa, în continuu. Bandă rulantă. Pe bandă rulantă. Noi avem filme, n-avem bani, nici nu ne interesează banii. Hai că să fim serioși, deși că știu că problema cu banii e spinoasă. Da, e spinoasă. Noi facem comedii și așa am reușit să adunăm toți oamenii, pentru că ei au văzut ce am făcut noi și facem cu drag. Noi suntem o gașcă care râdem tot timpul și de-aia cred că vine lumea. Că nu ne interesează, chiar pe bune acum, nu ne-a interesat să facem bani, dar facem business, să nu uităm. Umorul nu se judecă. Și plus că noi facem o parodie nu la poporul dac, facem o parodie la un război între daci și romani. Adică mai mult la romani. Lora nu prea își divulgă secretele. Știm! Secretul meu este că îmbrățișez cu optimism fiecare propunere venită din partea oamenilor faini și talentați și care fac lucruri și care vor să schimbe lucruri, care au curaj și așa cum, na, cum e Alin Pang, cum e Văru, care au super idei de filme, care produc filme. Drum. Leilor. Nu sunteți demni să trăiți.
Să trăiți! Să fim sacrificați nici atât. George Burcea a câștigat în instanță custodia comună asupra fiicelor sale cu Andreea Bălan. Ce a spus actorul după verdict aflăm în această seară. Doar o lună și naște, dar arată trăznet. Graviduța Laura Cosoi a făcut furor la premiera filmului Secretul lui Zorilo, în care și joacă. Și în care joci și tu, dragul meu, colegi, felicitări. Mă puteți vedea și tu. Vedeta și soțul ei, Cosmin, așteaptă ca în luna iunie să vină pe lume a treia lor fetiță. Da, care va să zică Laura va fi soacra cu trei gine. Oho, și la mai mare. Acum privește-mă prin ochii mei, știu ce eu te privesc pe tine prin ochii tăi, știu. Laura, ce să zic, ai luminat aici, toată lumea a venit gravidă, arată perfect, cum te simți? Mulțumesc. Foarte bine sunt, mulțumesc, mie îmi priește sarcina în general, am noroc. Pur și simplu chiar sunt norocoasă, am sarcini ușoare, iată. Pot să, sunt foarte activă chiar și așa, spre final de sarcină. Laura Cosoi e într-o formă de zile mari. Vă vine să credeți că mai are doar o lună și va aduce pe lume al treilea copil, mai exact, a treia fetiță. Mi se pare că e mai mare schimbarea de la 1 la 2 decât de la 2 la 3, adică mai ales că distanța e foarte mică între cei trei copii. Încă nu am terminat de strâns lucrurile, pătuțul și altele de la Vera, adică sunt încă calde, așa se spune, nu? Da, scuze. Și unde să stea? Tot în aceeași cameră sau? Cât alăptez, da. Laura Cosoi va deveni mămică pentru a treia oară în luna iunie. Vedeta e hotărâtă să nască natural, la fel cum a făcut și cu celelalte două fitițe. Eu sunt un om, sau în fine, o femeie care vede lucrurile foarte simplu, adică de bază, așa, nu mă... Știu la ce să mă aștept, la o naștere naturală, am avut două până acum, bănuiesc că va fi totul în regulă și să mă aștept Dumnezeu, să nasc natural ca până acum. Da, sunt pregătită. Laura Cosoi a dat vestea că este însărcinată pentru a treia oară anul trecut de sărbători. Solista a avut parte de momente de fericire, dar și de tragedie în pandemie. Tatăl său a murit răpus de noul coronavirus pe 26 noiembrie 2020. Pandemia asta a fost la tine și cu plus și cu minus. Cum ai trecut peste? Au fost momente și momente, ca să spun așa. Eu văd partea plină a paharului, mai de fiecare dată, așa că o să aleg să mă amintesc de lucrurile frumoase petrecute în pandemie, că au fost și lucruri bune, nu mărele. George Burcea este în culmea fericirii. A câștigat în instanță custodia comună asupra fiicelor sale și, ce să mai, nu-și mai încape în piele de bucurie. Ei, sincer să fim, a fost acum o luptă destul de bătălie lungă, ce a implicat divorțul, certuri, vorbe grele. Iată că cel mai greu hop a fost însă trecut cu bine pentru actor. 2 ani s-au luptat George Burcea și Andreea Bălan în instanță, dar acum, după mesajul actorului la aflarea verdictului lui dat de judecători, s-ar putea ca scandalul să fie departe de final. Iată-ne acum, când e greu și ca zisfor, sunt eu înger păzitor, dar știu că nu mai pot să lupt, când văd iubirea să nu uiți. Când e greu și ca zisfor, sunt eu înger păzitor. Haosul a luat sfârșit în viețile lui George Burcea și Andreea Bălan. Instanța a decis ca cei doi să aibă custodie comună în ceea ce le privește pe fetițele lor, așa că punct și de la capăt. Nu ar mai avea de acum motiv de ceartă și neînțelegeri. Odată ce a primit decizia instanței, George Burcea a fost în extaz. 2 ani a așteptat acest moment. 2 ani în care spune că s-a frământat ca nimeni altul și a trăit un adevărat chin la gândul că verdictul magistraților ar fi putut fi diferit. 2 ani am luptat să le am în brațe, împătuți la baie seara, să le aud țipând prin casă, tropăind la ora 10 seara sau să le văd zâmbind la ora 8 dimineața când se trezesc. Dumnezeu a făcut dreptate, căci El ține cu iubirea, cu calmul, cu omenia, cu adevărul, cu dreptatea și nu cu alte lucruri neortodoxe sau chiar diabolice. De acum, lucrurile ar trebui să intre într-un nou normal în viețile lui George, a Andreei Bălan și a fetițelor lor. Actorul însă e marcat de ultimii 2 ani din viața lui și le dă un sfat părinților care au trăit sau trăiesc experiențe similare cu a lui. Oameni buni, părinți divorțați, fiți maturi când este momentul și nu puneți orgoliul vostru mai presus de binele copiilor, că cei nu au nicio vină. Nu vă lăsați
influențați de puterea falsă pe care credeți că o aveți, de pupatul în fund de către terțe persoane sau de faptul că aveți bani și sunteți forțați, ca să-l citeți pe un tovarăș lăutar. În mesajul său, George Burci apare că a bătut apropo-uri fine la adresa fostei soții, Andreea Bălan. N-a dat nume, nu a dat exemple, pe semne a vrut să evite un nou conflict. Părinți divorțați, nu vă lăsați copiii pe mâna a două, trei bone, iar voi să plecați 23 din 24. Iar când veniți, în acea oră să faceți doar poze și filmări. Căci nu faceți nimic altceva decât să rupeți inimile copiilor. Vă rog, și ca sfat. Da, ca sfat. Să știți, totuși, că nu contează cantitatea timpului pe care o petreceți copiii voștri, ci calitatea. Unii stau o oră, dar benefică. Iar alții stau 23 toxice. Nu stați cu ei câteva zeci de minute doar pentru a filma și poza, iar mai apoi să postați pe rețele să stați cu ei. Nu, vă rog să nu faceți asta, căci copiii suferă, iar acest lucru se vede pe ei, în ei și peste orice suflu pe care îl dau. Nu online nu este viața noastră, ci sufletele lor, ale copiilor. Când stați cu copiii, vă rog să folosiți telefoanele cât mai puțin posibil. Sau aruncați-le și jucați-vă. Doar joaca și zâmbetele lor ne vor ține mereu tineri. Hai să-ți mai spun una bună de tot. Te ascult. Știi că Bruce Willis a renunțat la carieră din cauza unei boli destul de serioase, da, care nu îi mai permite să fie, mă rog, eroul de odinioară. Da, da, cu mare regret am primit veste. E totuși unul dintre cei mai mari și iubiți actori ai lumii. Fără, nu? Doar și poate, fără doar și poate. Dar nu asta vroiam să îți spun. Vreau să vezi următoarea situație. Pe când a apărut vestea despre sănătatea actorului, a mai apărut una. Demi Moore, fosta lui soție, are un nou iubit. Hai, lasă. E, te las. Cine? Da. Este vorba despre bucătarul Daniel Hume, care pe lângă ea, crede-mă, este un tinerel. Are cu doar 13 ani mai puțin. Sună bine, nu? Hai să vedem. Look at her, now back at me. There's more than what you see. 'Cause I'm a girl but I'm PG. Until I spill the tea. Și Bruce Willis au format timp de 13 ani unul dintre cele mai solide, iubite și apreciate cupluri de la Hollywood. Când s-au căsătorit, lumea a fost în extaz, pentru că la unison, privitorii erau de aceeași părere. Le stătea grozav împreună. Au și trei fete, toate una și una, dar nici familia, nici potriveala și nimic nu i-a mai ținut împreună când iubirea s-a dus. Așa se face că și ei au ajuns la divorț. Cu toate acestea, au continuat să fie familie pentru fetele lor și chiar și acum sunt în relații extrem de bune. Ba chiar în pandemie au petrecut și nopți împreună, toți îmbrăcați în pijamale la fel. O familie unită, dar fiecare cu familia lui. Nici căsătoriile ce-au urmat divorțului nu i-au încurcat prea mult, iar acum, când Bruce Willis a dat de greu, familia e tot unită. Pentru minunații fani a lui Bruce, noi, ca familie a lui, vrem să anunțăm că mult iubitul nostru Bruce s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate și a fost diagnosticat recent cu afazie, care îi afectează capacitățile cognitive. Ca urmare a acestui fapt, Bruce se va retrage din cariera de actor, care a însemnat atât de mult pentru el. Vestea a picat ca un fulger peste toată lumea. Neînfricatul Bruce Willis să fie doborât de o boală. Familia îi este alături, prietenii la fel. Doar cariera e pusă în cui. Aceasta este o perioadă cu adevărat dificilă pentru familia noastră și apreciem iubirea, compasiunea și sprijinul vostru neîntrerupte. Vom trece prin aceste lucruri împreună, ca o familie unită, și am vrut să anunțăm fanilor aceste lucruri, deoarece știm cât de mult înseamnă el pentru voi și cât de mult însemnați voi pentru el. Cu siguranță, decizia de a renunța la carieră nu a fost una ușoară, iar coșmarul din care trece e de neimaginat. Cu toate acestea, actorul mai primește o lovitură. Demi Moore, eterna lui dragoste, iubește pe altcineva. Actrița pare să că e în Marta Andrețul cu un bucătar, nu orice bucătar, marele șef Daniel Hunt. Cei doi au fost văzuți pentru prima oară împreună în luna martie, când au participat la show-ul Chloe din cadrul săptămânii de modă de la Paris. Iar anunțul idilei lor a fost făcut exact la o zi după ce în presă a apărut drama fostului ei soț.
Fanii au rămas mulți de uimire. Cum a putut să facă așa ceva? L-a trădat. Dumnezeu îți dă, dar îți și ia. Evident, au existat și păreri pozitive vis-a-vis de noua relație. Doar Demi Moore și Bruce Willis acum sunt doar prieteni, iar el e foarte căsătorit. Cu toate acestea, veștile date una după alta au stârnit un mare șoc, semn că cei 13 ani pe care Demi Moore și Bruce Willis i-au petrecut împreună nu au fost în zadar. Vese bombă în showbiz, Rihanna și A$AP Rocky s-ar fi despărțit după ce el a înșelat-o pe artistă tocmai cu o româncă. Aflăm toată povestea imediat după publicitate, așa că rămâneți cu noi! Revenit, urmăriți Flash Monden. Hai că la așa ceva nimeni nu se aștepta. Așa. Se pare că Rihanna, care mai are puțin și naște, s-a despărțit de A$AP Rocky. Nu, hormonii au fost de vină și ceva total neașteptat. Rapperul ar fi înșelat-o pe iubita lui. Dar cum vine asta că ar fi călcat strâmb cu o prietenă din anturajul lor? E, da, și ce să vezi? Este vorba despre Amina Muadi, o tânără designer, prietena cuplului, care... Aici este bomba, să vezi și să nu crezi, este pe jumătate româncă. Dar stai să-ți mai zic eu ceva. Ia zi. Această Amina Muadi, care este superbă, așa? O încalță pe Rihanna, creațiile ei. Și tocmai Rihanna și-a luat papucii de la iubitul care a înșelat-o cu Amina Muadi. Da, cum? Cum vine asta? Acum stai puțin, că nimeni nu a ieșit să confirme oficial, înțelegi, să spună da, ne-am despărțit. Iar ultima lor apariție pe o plajă din Barbados se infirmă total zvonul, să știi. Hai să vedem. S-a zguduit showbizul internațional. Toată presa scria că Rihanna și A$AP Rocky s-au despărțit. Șocul a fost cu atât mai mare cu cât Rihanna este însărcinată, iar în scurt timp va aduce pe lume primul ei copil. Motivul despărțirii ar fi fost infidelitatea. S-a speculat faptul că A$AP Rocky ar fi înșelat-o pe artista din Barbados chiar cu o româncă, mai exact colaboratoarea Rihannei, Amina Muadi. Amina este pe jumătate româncă, iar pe jumătate iordaniană. Este designer și face parte dintr-un restrâns cerc de prieteni ai Rihannei. Pare să că și A$AP Rocky a vrut să-i fie mai apropiat. Câteva zile toată lumea a tăcut mâlc. Rihanna n-a scos un sunet și nici o literă n-a scris. A$AP nu s-a apărat în niciun fel, dar nici nu și-a asumat ieșirea în decor. Însă Amina Muadi n-a mai putut cu atâta tăcere. Întotdeauna am crezut că o minciună nefondată, răspândită pe rețelele de socializare, nu merită niciun răspuns sau clarificări, în special una care este atât de josnică. Inițial am presupus că această bârfă falsă, fabricată cu rea intenție, nu va fi luată în serios. Cu toate acestea, în ultimele 24 de ore, mi s-a reamintit că trăim într-o societate în care astfel de subiecte ajung să fie discutate cu atâta rapiditate, chiar dacă au baze nefondate, nimic nefiind interzis. Ar fi trebuit ca aceasta să fie una dintre cele mai frumoase perioade din viața cuiva. Prin urmare, trebuie să vorbesc, deoarece acest lucru nu este îndreptat numai către mine, ci este legat de oameni pentru care am un mare respect și afecțiune. Ri continuă să-și poarte senină sarcina, fiind cea mai bine îmbrăcată graviduță, iar eu mă întorc la afacerea mea. După acest mesaj, o sursă apropiată cuplului a declarat că Rihanna și A$AP Rocky sunt tot împreună și nu au nicio problemă. Tot sceptic a fost lumea, așa că paparazzii s-au ținut scai de ei. Și unde credeți că au fost găsiți? La mare, la soare, la distracție, tocmai în Barbados, acasă la familia Rihannei. Cu un zâmbet până la urechi, în costum de baie, artista nu părea deloc să sufere, iar A$AP Rocky nici atât. Oamenii se distrau perfect pe plajă, așa că da, există și vești bune. Cei doi sunt cât se poate de fericiți. Rihanna se află acum în al treilea trimestru de sarcină. Practic e pe ultima sută de metri. Artista s-a schimbat total de când e însărcinată. A băgat în fundul dulapului toate hainele și a trecut la sutiene. E atât de mândră de statutul ei de viitoare mamă, încât e doar cu burtica pe afară. O acoperă maximum cu câteva bijuterii. Shine bright like a diamond.
Acum știi cum e, domne, ce să... O fi așa, n-o fi așa, ori fi doar speculații cu fata care o încalță, dar a descălțat-o de iubit. Eu am mai zis asta, trebuie să ai grijă cu prietenii. Da, trebuie să ai grijă cine te încalță. Și cine încalță. Aia, știi cum e, că odată îți dă pantofia cu care calzi strâmb. Da, 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 te împiedici și iată. Te împiedici și calzi. Da, faci foc. Mă rog, în fine, da, în fine, să nu intrăm în amănunte, că nu ne băgăm. Poate și ca toate Amina Moadi face niște pantofi senzațional, da, superb. Superb, Riana și ea cu treaba. Da, mai calcă strâmb. În fine, ne revedem și mâine, tot aici, la Flash Mondain. O seară minunată. Toate cele bune.